Administrația Comunei Batoș acordă o mare atenție investitorilor și turismului rural. O prioritate a primăriei și Consiliului Local este crearea de noi locuri de muncă, obiectiv ce continuă și în 2015 prin planul de atragere de investitori, fie ei străini de zonă sau de țară. Un asemenea caz este cel al cetățeanului austriac implicat în afacerea de producție a vinului, dovedită benefică și pentru locuitorii comunei. În ceea ce privește investitorii, am și reușit și în continuare avem planuri pentru investiții. Cred că primul investitor pe care am reușit să-l atragem, să zicem așa, în Batoș, este investitorul austriac care produce vinuri la Batoș, renumitul vin de la Batoș, și căruia i-am oferit teren, utilitățile, care sunt deocamdată și sperăm să fie și mai multe. Pe lângă atragerea de investitori, în proiectele din anul 2015 se înscrie ridicarea unui cămin pentru persoane vârstnice în satul de Drad. Lucrările la acestea sunt prevăzute a fi demarate în primăvara acestui an. Am concesionat deja o clădire și un teren destul de mare, unde vor implementa un proiect câțiva doctori din Reghin, din Târgu Mureș. Cu siguranță va fi un lucru bun și benefic pentru comună și, în general, atragerea de investitori este un lucru bun, în primul rând pentru că se vor oferi câteva locuri de muncă. De asemenea, în satul Goreni se va face în acest an o benzinărie. Potrivit primarului comunei, aceasta este necesară mai ales pentru tractoare și utilaje, care au nevoie de combustibil, iar în acest fel, proprietarii de mașini agricole nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze până în municipiul Reghin să alimenteze. Pe de altă parte, comuna Batoș și-a lăsat adânc amprenta multiculturală. Tocmai de aceea, una din dorințele administrației locale este de a ridica o troiță, dar și un bust al lui Avramiancu, eveniment ce se vrea a avea loc la sărbătoarea Hramului Bisericii Sfântul Ilie pe data de 19 iulie. Mai mult, anul ăsta va fi la Dedrad cu ocazia Hramului Bisericii Sfântul Ilie de la Dedrad. Vom dezveli un bust al lui Avram Iancu într-un loc amenajat acolo în centrul satului Dedrad și o troiță nouă tot în aceeași locație. Sper că va fi o întâlnire frumoasă a fiilor satului. Ne vom ocupa împreună cu Asociația Culturală Mărul de Aur. Vreau să vină primarii din satele astea, din comunele astea, cu un grup folcloric îmbrăcat în costume naționale, să facem o paradă a portului popular și, mai mult, dacă tot îl dezvelim pe Avram Iancu, să facem și o paradă militară. Administrația locală se preocupă mult de promovarea și perpetuarea tradițiilor locale. De aceea, în fiecare sat al comunei funcționează cel puțin un grup folcloric sau asociație culturală, ansambluri de dansuri populare românești, ungurești, săsești sau țigănești.